Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din prima parte a emisiunii este domnul Dan Dobrea, administratorul unui restaurant din Galați. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Dobrea, industria Horeca este din nou afectată. Cum vedeți dumneavoastră situația, având în vedere că sunteți un reprezentant al acestei industrii? Păi să începem cu faptul că în acest moment, datorită ultimului anunț făcut de către guvern vinerea trecută, respectiv faptul că populația poate să intre în restaurante doar cu condiția să aibă certificat verde COVID și la o rată de incidență de 6 la mie, deși la începutul săptămânii trecute anunțaseră aceeași măsură la o rată de incidență de 3 la mie, din momentul în care s-au anunțat aceste măsuri luate de către guvern fără niciun fel de explicații aferente acestor hotărâri, pot să vă spun că restaurantele din Galați, dar nu cred că numai în Galați, sunt goale în acest moment. Este și cazul Este și cazul restaurantului al cărui administrator sunt. The Living Room e o investiție nouă în care am investit nu numai bani, ci și suflet. Și cu toate acestea încep să te întreb de ce să mai faci astfel de investiții într-o țară în care guvernul nu are grijă de reprezentanții fiecăreia dintre industriile ce aduc beneficii economiei naționale. Și o industrie preponderent cu capital românesc, industria Horeca. Să fie oare din acest motiv? Care sunt condițiile în care pot veni acum oamenii la restaurant? Așa cum v-am spus, suntem obligați, personalul restaurantelor este obligat să verifice certificatele COVID ale clienților ce intră în restaurant. Nu e o chestie neapărat foarte plăcută nici pentru client, nici pentru personalul ce deservește în restaurant. De asemenea, ne lovim de faptul că noi nu avem dreptul de a legitima clientul. Da, deci un client îți poate prezenta un certificat COVID fără să-ți prezinte și actul de identitate. Este o măsură aberantă din punctul meu de vedere aceasta. Certificatul verde trebuie obligatoriu însoțit și de un act de identitate? Nu, pentru că noi nu avem dreptul să verificăm așa ceva conform legii. Și atunci îi credeți pe cuvânt? Și atunci trebuie doar să-i credem pe cuvânt. Închipuiți-vă ce ar fi ca restaurantul să se umple în măsura în care toți clienții ce intră în respectiva locație au declarat că sunt vaccinați și au prezentat un certificat COVID și în momentul în care intră un organ de control, că am înțeles că au început controlele, nu prea știu ce controlează, că nu or să găsească clienți. Personalul restaurantelor încă este pe poziții. Cât vom mai rezista? Și vor prezenta un act de identitate care nu are nicio legătură cu posesorul certificatului COVID ce a fost prezentat la intrare. Atunci veți fi tras la răspundere și dumneavoastră ca administrator de restaurant? Mă tem că da. Sau numai cel care a venit și a prezentat practic un act fals? Mi-aș dori să vă pot răspunde la această întrebare. Probabil că se va întâmpla și acest lucru cât de curând și vom afla ce fel de decizie vor lua autoritățile în acel moment. Prezentarea acestui certificat verde sau a unui test PCR negativ este valabil și în cazul teraselor sau numai a spațiilor închise, a restaurantului închis? De această dată au inclus și terasele în ceea ce înseamnă restaurant. Deci e valabil și pentru cei care stau pe terasă și pentru cei care intră în restaurant. Mă gândeam că poate e o gură de oxigen să-i lase numai pe terasă, să nu mai ceară aceste documente, având în vedere că încă mai este vremea frumoasă și mulți își doresc să mai stea încă afară la aer curat, dar... S-ar părea că nu. Cred că se dorește ca această industrie Horeca, după cum decurg lucrurile, să capoteze definitiv de această dată.
pentru că nu cred că industria Horeca în ansamblu în România va mai rezista unui al doilea șoc pe o perioadă la fel de lungă ca prima dată. Nu cred. Am citit niște statistici și o să mă uit pe ele. Înainte de criza COVID, o să iau din ceea ce au prezentat cei din Ziarul Financiar, că e o statistică prezentată de ei. În industrie activau peste 40.000 de societăți comerciale cu capital 100% românesc și cu o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de euro, cu un număr aproximativ de angajați de 400.000 în industrie. Și mă refer la 400.000 nu în ceea ce înseamnă industria pe orizontală legată de Horeca, respectiv distribuitori, furnizorii tot de băuturi de alcoolice, colaboratori, da. Toți colaboratorii. Aceia sunt cu siguranță un număr cel puțin egal. La acest moment, numărul angajaților în Horeca s-a redus la jumătate. Iar profiturile în Horeca după prima criză COVID au scăzut la un 5% brut. Din punctul meu de vedere, nu este un profit care să te ajute nu să faci investiții. Nu te mai poți gândi la asta, la un profit de 5%. Te gândești dacă poți să reziști celei de-a doua crize. Nu cred că se va mai reuși. Nu cred. Dar e o problemă și în industrie, dacă tot a spus această întrebare. Și legată de solidaritatea angajaților din această industrie. Exact. Nu v-ați putut constitui într-un fel de asociație, un sindicat în care să pătrundeți mult mai ușor către forurile. Există o asociație patronală a Horeca, se numește Hora. Din câte am înțeles, au fost destul de activi în prima perioadă a crizei, în primul val. Și au avut destul de multe discuții cu guvernul. Am înțeles că e reprezentată de câțiva oameni extrem de cunoscuți în domeniul Horeca, cu lanțuri de restaurante în spate. Dar cu toate acestea, nu mă refer numai la o asociație, la asociația patronală ca atare, care a luat legătura cu guvernul, i-a prezentat problemele care sunt, s-au căutat soluții, înțeleg că nu s-au găsit nici la prima criză, înțeleg. Am văzut cu toții că nu s-au găsit. Mă întreb ce se va întâmpla acum, dar problema solidarității, eu nu am pus-o vis-a-vis de patronat. Eu pun, m-am referit în primul rând și am pus-o referindu-mă la angajații din industria Horeca. Au fost câteva meeting-uri de protest, dacă ține anul minte, trecut, în primul val, anul trecut. Perioada aceasta, toamna târziu, da. Exact. Câți participanți din industria Horeca au fost? Se numărau pe degete. Deși afectați, am fost cu toți. Și atunci, de ce nu vă faceți auziți? Care este motivul? Pentru că, pe de o parte, din punctul meu de vedere, am putea pleca, ar trebui să ne întoarcem un pic în istorie, să ne gândim la faptul că România este una din puținele țări. Și când spuneam întoarce în istorie, să ne întoarcem înainte de primul val COVID, la asta mă refeream ca și timp, când România, deși are o industrie Horeca extrem de dezvoltată, nu a reușit să impună pe lista niciunui guvern, nu contează coloratura politică, impozitarea bacșișului, de exemplu. Asta ar aduce niște beneficii financiare și un aport la bugetul de stat semnificativ, ținând cont de cifra de afaceri pe care v-am prezentat-o ceva mai devreme. Dacă calculez un bacșiș pe care îl oferă clientul între, nu știu, 5 și 15%, la o medie de 10, vorbim de 500 de milioane de euro care ar fi trebuit impozitați și nu se impozitează. Asta ar ajuta, să știți că i-ar ajuta și pe angajați. Pentru că salariile în Horeca fiind relativ mici, datorită acestui tip, nu ne ferim de asta, care se practică în toată lumea, nu numai exact în România,
au acces, salariații au acces foarte greu la credite în bănci, dar nu-și permit. Pentru că banca le impune un anumit venit fiscalizat, ca să poată obține un cuantum de... În momentul respectiv te lovești de acest lucru. Pentru ei ar fi benefic, pentru că impozitând și acest bacșiș tips în limba engleză, îl numim, ne-am obișnuit să folosim termene englezești, că e mai de bon ton, sună mai bine, ci că... Sunt la modă. Da, și i-ar ajuta foarte mult și pe ei, ar ajuta și industria Horeca, pentru că în momentul ăla ar trebui coroborat cu scăderea impozitului în această industrie. După primul val COVID, s-au scăzut impozitele în domeniul construcțiilor. Foarte corect. Pentru că investițiile în România trebuiau să meargă în continuare. S-a dovedit că a fost o măsură benefică. Era o perioadă propice de investiții. Și era o perioadă propice pentru investiții. Măsură extrem de benefică pentru sectorul respectiv. Ia gândiți-vă ce ar însemna să te duci la același impozit de 20% și în industria Horeca. Pierderea pentru stat ar fi inexistentă, pentru că ai impozita acel bacșiș. Bugetul de stat nu ar pierde nimic, ca și sume, dar ar revitaliza un pic această industrie. Din păcate, măsuri de genul ăsta, nu pe care eu consider, și nu cred că nu sunt singurul care s-a gândit, ar trebui luate, nu există. Există acum. Dar ați simțit, după primul val al pandemiei, vara aceasta, că statul v-a ajutat în vreun fel ca să nu să aveți profit, să fiți pe linia de plutire, să vă mențineți pe linia de plutire? Singurul lucru care s-a întâmplat în primul val a fost că s-au putut trimite angajații în șomaș tehnic. Da. A fost singurul ajutor efectiv și a mai fost acea tentativă a guvernului sau a statului, pentru că guvernele se tot schimbă, dar instituțiile rămân, prin care se oferea un ajutor de 20% din cifra de afacere a anului precedent, ca și sprijin. S-au înscris pentru această măsură extrem de multe firme din Horeca. Nu cred că mai mult de 30% dintre ele au și beneficiat de acest ajutor. Am înțeles că sunt aprobate liste întregi și sunt de asemenea lungi liste de așteptare. Dar ajutorul efectiv nu a ajuns nici acum la... Pentru unii dintre cei din industrie a ajuns și știu sigur că a ajuns, dar pentru prea puțini. Dar nu s-ar impune și acum un astfel de ajutor, mai ales că pandemia a revenit cu mult mai multă forță decât anul trecut. Vorbim, iată, astăzi de peste 13.000-14.000 de cazuri, foarte mulți morți. Adică vorbim de foarte multe cazuri. Nu s-ar impune, că implicit și acest domeniu este foarte afectat, nu s-ar impune acest ajutor și acum? Fără doar și poate. Diferența fiind faptul că acum 2 ani, înainte de primul val, cifrele de afaceri înregistrate de firmele din Horeca erau mari pentru cei, pentru restaurantele care aveau un grad de ocupare corect. Și astăzi, în al patrulea, da, suntem, da. Vorbim de restaurante care au funcționat de la ultimul val până acum câteva luni, iar cifrele de afaceri nu mai sunt nici pe departe comparabile cu cele de dinainte de pandemie. Deci oferirea acestor 20% din cifra de afaceri acum nu ar ajuta cu mare lucru. Înțeleg că sunt pierderi mari din punct de vedere economic. Mai putem să vorbim în vremurile acestea despre profit? Nu. Din păcate nu. În vremurile acestea putem vorbi doar despre supraviețuire. Supraviețuire. Iar supraviețuirea industriei Horeca, dacă din nefericire pentru toți acest val va dura o perioadă îndeajuns de lungă, va fi aproape imposibilă pentru marea majoritate a celor care activăm în această industrie.
Adică se vor închide foarte, foarte multe locații. Este foarte greu, mai ales pentru cei care au spații închiriate, pentru cei care nu sunt proprietari, pentru cei care au angajați. Reușiți în vremurile acestea să dați salariile tuturor angajaților în fiecare lună? Cu niște eforturi foarte mari, da. Dar n-ați pus în, nu ați luat în calcul și costurile crescute ale energiei și gazului. Care... Industria Horeca este o industrie care consumă extrem de multă energie și gaz datorită echipamentelor pe care le folosește. Motiv pentru care facturile la energie, gaz, vor sări în aer. Noi, fiind, nefiind consumatori casnici, vom avea tarifele aferente. Deci închipuiți-vă că în afară de acest val al pandemiei, vom mai trăi și șocul scumpirilor enorme ale facturilor la energie și gaz. Va fi, este foarte greu, dar la un moment dat cred că va fi imposibil de rezistat. Dacă nu se întâmplă ceva. Dacă guvernul nu ia niște decizii pe care să le explice foarte clar, să le mediatizeze corect, pentru ca populația să fie informată și să înțeleagă corect, și atunci să le permită să intre în restaurante, să se organizeze. Eu n-am spus, nu spune nimeni din industria Horeca, deși din această industrie fac parte și organizatorii de evenimente cu saloane de nunți. Nu am spus că acelea ar trebui să fie închise. Pentru că și ei suferă și au suferit la fel de mult ca toată industria, ca și restaurantele, barurile, terasele. Problema este, din punctul meu de vedere, alt. Specificați oameni buni. Odată pentru toată lumea și clar. Domnule, într-un salon de cu o capacitate de 600 de locuri, au voie să intre 100 de oameni la o distanță de 5 metri fiecare, în condițiile în care ai climatizare în acel salon de nunți, aport de aer proaspăt, pentru că există instalații de climatizare, de ventilație, aer. Adică soluții sunt și marea majoritate, atât a restaurantelor, cât și acestor saloane de evenimente, sunt dotate cu astfel de echipamente. Ați făcut niște investiții tocmai într-o perioadă destul de grea pentru a rezista pe piață și cu toate acestea nici cu aceste echipamente nu mai este permis să... Nu ne este permis să funcționăm. S-au făcut o investiție enormă, pentru că echipamentele astea s-o lămurim. Sunt convins că cei care ne urmăresc știu despre ce e vorba, cel puțin cei din industrie. Aceste echipamente sunt extrem de scumpe. Investițiile au fost foarte mari pentru a te putea dota cu astfel de echipamente. Mai mult decât atât, eu și asociații mei cu care am deschis acest restaurant, fiind conștienți, da, de ceea ce ar putea să urmeze și de faptul că la primul val, al doilea val, terasele au putut să rămână deschise, chiar și pe timpul iernii, da. Am stabilit și am gândit o terasă de asemenea manieră încât ea să poată fi închisă conform regulilor și ordonanțelor date de către onor guvernul nostru și să fie funcțională și iarna non-stop. Din păcate, din acest motiv, investiția s-a ridicat cu cel puțin 30% mai mult ca și valoare față de valoarea preconizată. Ce folos? Descoperim lucruri noi, statul descoperă că și terasele trebuie să fie închise, deși ești în aer liber, și în acest moment mă întreb cum vor funcționa. Aud că vor să... Auzisem chiar astăzi dimineața, am vorbit cu cineva din industrie și îmi spunea că a auzit un zvon precum că poți să funcționezi și ca terasă dacă ai doar doi pereți și un acoperiș. Bun. Marea majoritate a teraselor, nu marea majoritate, reformulez, sunt terase care au fost gândite așa,
sunt terase pe care noi le-am gândit, cel puțin noi când am avut investiția, exact așa, pentru a respecta primele reguli pe care le-a dat guvernul referitor la terase, dar fără geamuri. Mulțumesc și respectivul client cu toate încălzitoarele pe care îi le poți aduce. Trebuie să stea în aer liber, pentru că dacă ai doi pereți și geamuri care se pot deschide și poate fi aerisită respectiva incintă, da. Incintă, ar trebui să fie lăsat să funcționeze. S-ar părea că nu se mai poate. Deci, am mai aruncat niște bani pe apa sâmbetei. De când au apărut aceste noi restricții, ați fost pus în fața faptului de a refuza un client doar pentru faptul că nu putea să prezinte un certificat verde sau nu avea un test? Nu numai unul. Destul de mulți clienți în ultimele zile. Clienți care erau fideli? Erau deja clienții, să spunem, clienții casei, clienți ai restaurantului, oameni care veneau cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână în locația noastră. Nu vă este teamă că în aceste condiții vă puteți pierde clienții? După cum v-am spus ceva mai devreme, deja pe marea majoritatea lor i-am pierdut restaurantele, sunt goale astăzi în Galați. Dacă doriți să faceți o plimbare prin măcar o tură, prin măcar 5-6 locații și să vedeți ceea ce se întâmplă, veți vedea o masă, două sau nimic. Sau nici o masă ocupată. Cum vedeți perioada următoare? Îndrăzniți să vă faceți planuri? Nu, pentru că nu avem pe ce să ne bazăm pentru a face planuri. Pe ce să te bazezi? Nu știi dacă guvernul va veni cu o nouă ordonanță. Scuze, nu au voie să dea ordonanțe de urgență, măcar atât. Dacă va veni o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență care să schimbe din nou regulile. Ce fel de planuri poți să-ți faci în astfel de condiții? Nu poți să-ți faci niciun fel de plan. Din păcate. Ce spun angajații dumneavoastră? Sunt speriați? Sunt îngrijorați de situația sunt aceasta? Pentru că suntem și noi, cu toții, și ei și noi avem familie, avem copii. Aveți credite? Avem credite pe care trebuie să le onorăm. Băncile nu te iartă. Da, ce faci atunci? Ce faci în aceste condiții? Lumea e speriată, pe bună dreptate. Nu știm ce se va întâmpla. Nu știm cât vom mai putea funcționa. Dar, deși eu n-aș numi o funcționare astăzi, ceea ce se întâmplă nu se numește funcționarea industriei Horeca. Industria Horeca astăzi, de câteva zile, așa cum v-am spus, vă repet, este într-o situație teribilă, dacă mi este permis cuvântul. Teribilă. S-au anulat evenimente, persoane care vreau să-și organizeze zile de naștere sau alte evenimente? S-au anulat deja foarte, foarte multe rezervări. Foarte multe. Ați luat în calcul inclusiv trecerea la livrarea la domiciliu, având în vedere situația actuală, pentru că oamenii, într-un fel, trebuie să socializeze și dacă nu se mai pot întâlni la restaurant, poate se întâlnesc acasă. Asta este... Este o variantă? Este o variantă, dar care nu îți acoperă costurile de funcționare. E o variantă. Funcționează în limitele ei. Toate restaurantele, toate, cea mai mare parte a restaurantelor funcționează și în regim livrare acasă. Unele cu livratorii lor, alții funcționând pe baza unor platforme construite de către unele companii în care își prezintă produsele și unde se poate da comanda direct, care au proprii livratori și unde se plătesc niște comisioane foarte mari pentru a te regăsi pe respectiva platformă astăzi. Dar nu e un paliativ. Sau mai corect spus, e doar un paliativ. Dar un paliativ care, repet, nu se acoperă costurile de funcționare. Sau, dacă vreți, îmi acoperă chiria și utilitățile, nu mă acoperă salariile. Da, pentru că livrările nu cred că vor reprezenta niciodată mai mult de 20-25% din cifra de afacere a unui restaurant. Restaurantul pe care îl administrați dumneavoastră este recent deschis, are un concept nou foarte la modă și foarte apreciat de gălățeni, în primul rând. A fost deschis în pandemie.
Dacă știați sau dacă ați fi anticipat puțin situația la care s-a ajuns acum, ați mai fi făcut această investiție? Acest restaurant pe care l-am deschis pe data de 10 iunie, nou restaurant, pentru că nu sunt nou în industrie, ci așa doar este. E un restaurant nou, a fost deschis pe 10 iunie, iar în momentul în care l-am deschis, așa cum vă spuneam mai devreme, am gândit ca și proiect, ca și proiectul să aibă toate elementele pentru a funcționa și în condiții de pandemie pe regulile care au fost date la primul val. Respectiv, așa cum vă spuneam, terasă, mesele din mijlocul terasei acoperite cu igluri, pereții, cei doi plus acoperișul și restul închis în sticlă. Am spus, dom'le, dacă vine din al patrulea val, așa cum se anunță, în condițiile acestea vom funcționa pe terasă exact la fel ca și cum am fi funcționat înăuntru. Distanța dintre mese calculată conform legii, distanțele dintre mesele din fiecare colț calculate conform legii. Deci nu ar fi fost nicio problemă. Dar mai nou, și terasele intră în aceeași categorie ca și interiorul restaurantului. Respectiv, se închid la această incidență. Și în aceste condiții, deși am preconizat și ne-am luat niște măsuri pentru a rezista celui de-al patrulea val, ne-am așteptat la schimbarea regulilor în timpul unui joc, cu ghilimele de rigoare, că numai despre asta nu vorbim. Dar dacă nu s-ar fi schimbat acest lucru și ar fi lăsat terasele să funcționeze, restaurantul nostru și încă câteva destule din acest oraș ar fi funcționat fără probleme. Impropriu spus, cu număr mult mai mic de clienți, dar îndeajuns încât măcar să-ți acoperi costurile și să poți plăti salarii unor oameni. Ca, așa cum spuneați mai devreme, nu mai vorbim despre profit. Nu mai vorbim despre profit. Asta e clar. Ați vorbit cu apropiați de dumneavoastră din țară, reprezentanți ai industriei Horeca. Ei cum traversează această perioadă? La fel ca noi toți. Toți suntem în aceeași... Deci nu este o situație numai în Galați sau în orașele... Este o situație la nivel de țară. Toți ne lovim de exact aceleași probleme. Sunt convins că nu numai noi, cei de la Living Room, ne-am gândit să avem o terasă pregătită conform regulilor pentru un eventual nou val. Au mai făcut-o și alții. Și asta a însemnat investiții. Mai ales pentru restaurante care funcționau și care și-au modificat cu siguranță structura terasei, tocmai pentru a putea funcționa în condițiile unui nou val al pandemiei. Se dovedește că au făcut investiții degeaba. Pe final, domnule Dobrea, cum vedeți perioada următoare? Cred că va fi o perioadă extrem de grea pentru industrie. Din păcate au mai plecat oameni din industrie și s-au dus către alte domenii de activitate, s-au reprofilat pentru că nu au mai avut curaj să lucreze, de asta există și această criză de oameni în industria Horeca. Și ești nevoit să angajezi oameni cu o pregătire mai slabă, să-i școlarizezi, să-i înveți și ți se mai întâmplă cum ni s-a întâmplat nouă. A venit vara, e iunie, plecăm pe litoral. Se câștigă mai bine. Eu înțeleg și pe cei de pe litoral, pentru că și ei fac parte din industrie. Problema este că ei plătesc niște salarii ceva mai mari, dar le percep costuri de cazare și de masă respectivilor angajați și când tragi linia, nu cred că ies cu și mult mai... E o treabă sezonieră asta, vorbim dar e doar sezonieră și unii dintre ei preferă să-și piargă un loc de muncă pe termen nedeterminat, doar pentru 3 luni de litoral. S-a mai întâmplat, se va mai întâmpla, nu asta e problema. Problema se pune... se pune în momentul în care te uiți că ți-au plecat oameni,
dacă criza sau acest al patrulea val va mai dura mult, vor mai pleca din nou, iar în momentul în care cei muribunzii, cei care vor mai trăi sub o formă sau alta după ce trece și acest val, vor vrea să ofere aceleași servicii clienților, nu vor putea. Din lipsă de angajați. Nu din alte considerente, ci doar din lipsa angajaților. Nu poți să faci minuni când nu ai bucătari. Nu poți să faci minuni când nu ai un om profesionist care să se servească. Și aici povestea ar fi fost lungă. Cu școli de meserii care nu mai există. Toate sunt legate. Toate sunt legate. Cu oameni pe care trebuie să-i iei și să-i pregătești tu pe banii tăi. Și în momentul în care sunt pregătiți, vă repet, și le plătești inclusiv școlarizarea și examenul pentru a-și lua o diplomă de bucătar, de ajutor, nu știu, de patiser, cofetar, de... pleacă. Pleacă sau se renunță la lucra în industrie din cauza acestei nesiguranțe a unui loc de muncă. Vom vedea mai multe restaurante cu lacătul pe ușă? Da, cu siguranță. Din păcate, da. Bun. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept aici. Sper să veniți cu vești bune și să ne spuneți că, în sfârșit, a trecut această perioadă grea pentru toată lumea. Uite și domeniul Horeca, din păcate, este afectat și nu aflăm de vreun an și jumătate tot vești proaste aflăm. Le aflăm despre toate domeniile, dar industria Horeca e într-adevăr una dintre cele mai afectate. Cel mai greu afectate. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Revenim în partea a doua a emisiunii cu Rodica Ajder, secretarul PR al Teatrului Dramatic Fanny Tardini. O seară frumoasă, mulțumesc! Am revenit în partea a doua a emisiunii. Invitata mea de această dată este doamna Rodica Ajder, secretar PR în cadrul Teatrului Dramatic Fanny Tardini Galați. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Vorbeam în prima parte a emisiunii cu un reprezentant al industriei Horeca despre situația pandemică care tot nu mai trece și tot aflăm despre foarte multe cazuri în fiecare zi și despre aceste domenii care sunt foarte afectate. Iată că nici teatrele nu au scăpat, acest domeniu cultural nu a scăpat de această pandemie. Care este situația la Galați? Ca orice domeniu care adună la un loc mulți oameni, ne supunem și noi regulilor impuse de autorități. În momentul de față, în municipiul Galați, suntem între 3 și 6 cazuri la 1000 de locuitori, o incidență care ne obligă să instituim niște reguli noi de acces. Regulile acestea vor intra în vigoare începând cu spectacolul de sâmbătă, 9 octombrie, și ele sună cam așa. Vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea cu rezultat negativ trebuie dovedite cu un certificat digital al Uniunii Europene privind COVID. Acesta poate fi descărcat foarte ușor de către orice utilizator de internet de pe certificat-covid.gov.ro. La intrarea în sala de spectacole, certificatul va fi verificat cu ajutorul aplicației mobile CheckDCC de către personalul Teatrului Dramatic Fanny Tardini. Vor putea intra la spectacole doar persoanele care prezintă acest certificat digital al UE și nimeni altcineva, din păcate. De asemenea, purtarea măștii rămâne obligatorie, păstrarea distanței rămâne obligatorie, locurile din sală rămân distanțate, atâta doar că gradul de ocupare a sălii este redus de la 70% la 50% în momentul de față și trebuie spus faptul că sala de spectacole este dezinfectată cu dispozitive certificate de DECRA Germania. Încercăm să respectăm toate regulile, astfel încât și colegii noștri și spectatorii să fie în siguranță atunci când se bucură de un spectacol de teatru. Au acceptat ușor spectatorii aceste noi restricții? Trebuie spus că, deși mulți dintre spectatorii noștri fideli au acceptat ca pe ceva normal alinierea la noile reguli impuse de noul context epidemiologic, au fost și iubitori de teatru care au criticat faptul că am cerut certificat digital privind COVID. Din păcate, asta e situația. Noi suntem
un colectiv de oameni care în general respectă regulile impuse de autorități pentru binele nostru, al familiilor noastre, al spectatorilor, și dorim același respect și de la spectatori. Și nu este vorba până la urmă că dumneavoastră, ca reprezentanța ai teatrului, cereți așa ceva, ci pentru că sunt niște norme impuse și trebuie respectate de către toată lumea, nu numai că așa vă doriți dumneavoastră Teatrul Dramatic Panitar din Galați. Cu atât mai mult. Legea este una pentru toți, trebuie să o respectăm cu toții. Acestea sunt regulile, pe ele le respectăm și le aplicăm și noi. Nu vă este teamă că o să vă pierdeți spectatorii în aceste condiții? Cu siguranță se va întâmpla asta, dar, mă rog, se întâmpla oricum și natural din cauza reducerii gradului de ocupare a sălii. Cu alte cuvinte, un grad mai mic de ocupare, mai puțin spectatori. Dar asta este, până la urmă nu... Nimeni nu face excepții de la regulile astea pentru siguranța noastră, a tuturor, nu? Și bucuria unui spectacol nu ar trebui să fie umbrită de un eveniment, eu știu, infectare, nici pentru actori și nici pentru spectatori. Cu atât mai mult. Toată lumea vrea să fie în siguranță și în același timp toată lumea vrea să-și facă meseria, mă refer la colegii mei, de partea cealaltă toată lumea vrea să se bucure de un spectacol de teatru în siguranță. Colegii dumneavoastră s-au vaccinat, angajații teatrului, că vorbim de actori, despre da, toți cred angajații. Cred că peste 90, mult peste 90% dintre ei sunt vaccinați deja. Avem și colegi care au boli cronice sau sunt exceptați de la obligativitatea vaccinării, dar, mă rog, ori de câte ori merg la un festival sau ori de câte ori au ocazia, se testează și sunt în stare să prezinte acel certificat care le permite accesul. Suntem sănătoși, nu, din fericire, Doamne, Doamne ajută să fie așa și în continuare. Nimeni nu s-a îmbolnăvit în toamna asta, sperăm să fie așa pentru cât mai multă lume, să rămânem sănătoși și să ne bucurăm de ceea ce facem în continuare. Să trecem acum la lucruri mai vesele, da, și mai plăcute, că la ceea ce vă pricepeți cel mai bine. Ce spectacole au ocazia gălățenii să vadă în această perioadă la Teatrul Dramatic Fanny Tardini? Sunt multe comedii. Weekendul ăsta, weekendul în care încep să intre în vigoare noile reguli de acces, avem Lizelotte în mai de Poșgăi Jolt, o comedie despre bărbați, femei, relații, întâlniri, așteptări, dezamăgiri. Este un spectacol în care protagoniști sunt Oana Preda și Răzvan Clopoțel. Oana este Lizelotte, este actrița, este personajul principal și Răzvan are ocazia să-și etaleze talentul actoricesc interpretând 6 bărbați care trec prin viața Lizelottei timp de mai mulți ani. Este un spectacol foarte îndrăgit de public, e una dintre cele mai traduse și jucate piese ale dramaturgului ungur și cred că este, noi suntem al treilea teatru care montează în limba română piesa asta. De asemenea, duminică, spectacolul Lizelotte mai se joacă sâmbătă, 9 octombrie, de la ora 19, durează o oră și jumătate. Iar duminică, 10 octombrie, tot de la ora 19, este programat un spectacol foarte emoționant, un spectacol de poezie și folk, Dorurile mele. Este un spectacol după versuri de Octavian Goga, regizat de Vlad Vasiliu, iar în distribuție pe Mihaela Leca Gorea. Ea este Anița Crâșmărița. Lică Dănilă și Vlad Vasiliu sunt oamenii satului și cantautorul Sântel Spânu este la echiorul, cumva filonul vesel al satului, cel care le cântă și grijile și supărările și bucuriile sătenilor. Și e un spectacol, cum spuneam, emoționant, e un spectacol pentru toate categoriile de vârstă, durează 55 de minute și vă invit să îi revedeți pe actorii pe care îi îndrăgiți. Mai sunt bilete? Mai sunt, da, mai sunt bilete. Mai sunt bilete, deci mai au timp cei care ne urmăresc acum să ducă să își cumpere. Trebuie să spun că în această perioadă, dat fiind că suntem, mă rog, într-o perioadă destul de instabilă din punctul de vedere al cifrelor, restricțiilor și așa situația mai departe. Situația pandemică, ca de obicei în ultima perioadă, da. Am revenit la obiceiul de a pune în vânzare bilete în săptămâna în care au loc spectacolele, adică luni punem în vânzare spectacolele care au biletele la spectacolele care au loc în weekendul duminică, care tocmai urmează. Tocmai pentru a evita incidentele pe care am avut
cum să zic, nefericirea să le gestionăm în sezonul rece anterior. Să restituiți banii să celor banii care... înapoi, să se supere oamenii că s-a amânat sau că, că a fost înlocuit un spectacol. Deci nu vrem să mai avem situații de genul ăsta, pentru că sunt neplăcute mai ales pentru public, dar și frustrante pentru colegii noștri actori și colegii de culise. Au ocazia să-și cumpere bilete și online? Desigur. Biletele pot fi procurate atât de la Agenția Teatrală din Domnească 59, cât și online de pe bilete.fanitardini.ro. Pot fi alese toate categoriile de locuri, toate sectoarele dorite. Urmează premiere la Teatrul Dramatic Fanny Tardini? Da. Trebuie să spun că pe 16 octombrie are loc premiera unui spectacol la care o echipă foarte inimoasă lucrează din vara acestui an. Este vorba despre comedia Geniu Crimei de George F. Walker, în regia lui Radu Horghidan, scenografia Daniel Divrician, în distribuție actrița Oana Mogoș, pe care mulți dintre iubitorii de teatru o îndrăgesc deja din multele spectacole în care joacă. Ea este în rol titular, alături de ea joacă Elena Ghinea, Răzvan Clopoțel, Ștefan Forier, Ionuț Moldoveanu. Este o comedie pe care cu siguranță iubitorii cinematografului american o vor îndrăgi și aprecia. Și exact de comedie avem nevoie în această perioadă, având în vedere situația tristă pe care ne confruntăm. Da. Trebuie să mai spun că se mai lucrează la un proiect, abia a început lucrul, colegii mei sunt la masă. Imediat. Este vorba despre un spectacol construit după un film. Este ideea regizorului Eugen Făt, După dragoste se va numi acest spectacol. În distribuție sunt actorii Cristina Uja, Aurel Bâtcă, Tamara Constantinescu, Dan Căpățână, Oana Preda, Mihaela Leca și Ana Ciucanu, plus doi copii. Yes. Și premiera va avea loc în săptămânile următoare, să sperăm cât mai curând, și toate detaliile vor fi, bineînțeles, pe fanitardini.ro. Îndrăzniți să mai faceți planul, să vă faceți planul să puneți la punct premiere, având în vedere situația aceasta? Păi, ce să facem? Nu avem de ales. Colegii mei de la scenă sunt foarte, foarte dedicați muncilor, proiectelor în care sunt implicați și văd asta ca pe un mod de a funcționa, să meargă dintr-un proiect în altul, dintr-un spectacol în altul. Chiar dacă vor fi impuse noi reguli, vor veni noi restricții, teatrul nu se va opri. Proiectele vor continua fie la rece, fie în online, până când vom reveni cândva la un normal, cel pe care îl cunoșteam, cu săli pline, cu spectacole în fiecare weekend și așa mai departe. Fără măști. Așadar, lucrul continuă la scenă. Asta trebuie spus, a continuat mereu. Chiar dacă trecem printr-o perioadă tulbure, iată că actorii Teatrului Dramatic Fanny Tardini au participat la mai multe festivaluri în această vară și toamnă, da, și unde au făcut figuri foarte frumoase acolo. Aș vrea să începem întâi cu festivalul de la Brăila, pentru că a fost cel mai recent la care ați participat. Da, da, da. Cu ce piese ați participat acolo? A fost o bucurie și o surpriză în același timp să avem un festival organizat cu atâta curaj atât de aproape la Brăila. A fost trimis spectacolul Mame, o creație colectivă în regia lui Cristian Ban, pentru care Cristi a fost și nominalizat la un premiul unitar pentru cea mai bună regie anul acesta. Un spectacol care a provocat, ca întotdeauna, multe suspine în sală. Toate mamele și fiicele și fiii din sală au vărsat câteva lacrimi. Da, în timpul este acestui spectacol emoționant. Este un spectacol foarte emoționant, am avut și ocazia să-l văd și chiar este foarte sensibil, da. Da, publicul brăilean, criticii de teatru prezenți la reprezentație, colegii din alte teatre, era o colegă din Oradea care era profund emoționată la sfârșitul spectacolului, încă ștergea lacrimile și ne spunea că mama ei, care e în Târgu Mureș, obișnuiește să-i trimită la Oradea periodic zacuscă și pâine făcută în casă și până acum nu a luat-o de bună, să zicem așa. Era o obișnuință ca o, da. Da. Mamă, ți-am trimis zacuscă. Iar, oh. Și spune, în timpul spectacolului vostru m-am gândit la zacusca și la pâinea pe care mama mi-o trimite periodic. Da, parcă a avut de atunci alt gust. Cu siguranță a apreciat mai mult gestul mamei ei.
Spectacolul ăsta foarte tulburător a mers și la festival la Timișoara în septembrie și va merge luna asta la Chișinău, la un festival de teatru pe care îl organizează colegii noștri de la Teatrul Satiricus din Republica Moldova. Ați participat în această vară și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Da. Pentru prima dată, Teatrul Dramatic Fanitardini a participat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Am avut bucuria să mergem acolo cu spectacolul Salba Dracului, după Vasile Alexandrii, regizat și cu o scenografie semnată de Alexandru Dabija. Un spectacol ce fusese selectat și la Festivalul Național de Teatru în 2019. A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat multe, onorantă, desigur. Am avut prilejul să-l reîntâlnim și pe domnul Dabija, a venit și a petrecut întreaga zi înaintea reprezentației din festival cu trupa, a repetat cu actorii, l-am reîntâlnit la fel de energic ca în timpul repetițiilor de la Galați, mereu alergând prin sală, dând din mâini, jucând odată cu actorii momentele implicat din spectacol, corectând, da, un om foarte energic și cred că și dumnealui s-a bucurat să se întâlnească cu actorii de la Fanitardini. Reacția publicului de la Sibiu a fost cea pe care o așteptați sau a fost peste așteptările dumneavoastră? Echipa organizatorică a festivalului ne-a lăsat așa să înțelegem că s-ar putea să nu fie lume, că la spectacolele din ziua anterioară nu au fost săli pline și că să nu ne așteptăm la mare lucru, dar lumea a venit. Și interesant a fost că publicul a râs inclusiv la glume la care nu se râde aici la Galați. Adică, iată, umorul a fost apreciat diferit, dar în egală măsură, cu drag și cu mult umor, cu multă finețe și de către publicul din Ardeal. Ați vorbit cu actorii care au participat acolo la Sibiu, cu ce impresii au rămas, cum au venit acasă, încărcați de energie mult mai multă? Unii dintre actorii care au făcut deplasarea mai participaseră la alte festivaluri din Sibiu și erau familiarizați cu efervescența evenimentelor care au loc aproape BP în derulantă acolo. Dar cu siguranță a fost o onoare pentru mulți din trupă, pentru aproape toți colegii noștri și o bucurie să fie prezenți la Sibiu. Ne-am întâlnit cu foarte multe nume importante din teatru. Trebuie să spun că în seara în care s-a jucat Salba Dracului a fost și o reprezentație a Teatrului Gazda, Teatrului Radu Stanca cu celebrul Faust. Unii dintre colegii noștri s-au întâlnit cu domnul Purcărete, l-au salutat, îl cunoșteau din diverse alte colaborări din trecut. Așadar, a fost o întâlnire plină de surprize pentru unii dintre colegii mei. Și trebuie spus că la Faust, care urma să se joace puțin mai târziu, în același spațiu, erau prezenți și foarte mulți pompieri, pentru că e un spectacol cu efecte pirotehnice abundente. Și acei pompieri, fiindcă își terminaseră treaba, amplasarea, verificarea și așa mai departe, au intrat în sală la Salba Dracului și stăteau așa în picioare și urmăreau spectacolul și s-au amuzat foarte, foarte tare de umorul dabijian, brodit pe umorul lui Alexandrii, despre Moldova, despre complexul de inferioritate pe care îl avem noi ca români față de alte civilizații și toate glumele presărate în spectacol pe tema asta, foarte actuală. Anul acesta Teatrul Dramatic Fanitardini împlinește 66 de ani de la înființare. Cum ați sărbătorit? A fost această sărbătoare sau? La 1 septembrie este aniversarea teatrului, cea din acte, cea oficială. Atunci a luat ființă Teatrul Dramatic și a început activitatea Teatrul Dramatic Fanitardini în 1955, la 1 septembrie. Pe atunci se numea Teatrul de Stat Galați. Din păcate, anul ăsta nu am putut celebra, marca cu fast acest moment important, deoarece
practic e cam același motiv pentru care nu avem nicio ediție de Festival Național de Comedie anul ăsta la Galați. Contextul epidemiologic a fost unul în continuă schimbare, mai ales acum spre toamnă. Lucrurile au fost destul de fluide, de instabile și, mă rog, am preferat să amânăm o sărbătoare a teatrului pentru niște vremuri mai sigure, mai ofertante și pentru noi ca și organizatori, dar și pentru invitații noștri. Mi-ați anticipat puțin întrebarea. Vreau să vă întreb despre Festivalul de Comedie, pentru că știu că în fiecare toamnă, în această perioadă, urma să aibă loc Festivalul de Comedie. Să înțeleg că anul acesta nu va mai fi sărbătoarea comediei la Galați. Da, Festivalul Național de Comedie, organizat din 1976, cu câteva excepții de-a lungul anilor, nu are loc anul ăsta, pentru că, v-am spus, nu a existat dorința de a ne asuma anumite riscuri care țin de siguranța trupei noastre și de siguranța trupelor invitate. Sperăm să nu mai avem o asemenea situație în anii următori. Nici anul trecut nu a fost o ediție fizică a festivalului, însă ne-am putut revedea cel puțin online cu câteva dintre spectacolele premiate în anii anteriori la Festival la Galați. Ce urmează în perioada următoare? Teatrul este, în afară de cele două premiere despre care am vorbit, teatrul este într-o pregătire de luni bune a unui proiect foarte amplu, foarte ambițios, pe care și l-a asumat conducerea teatrului, directorul general Florin Toma și directorul artistic Radu Horghidan. Denumirea neoficială în teatru este 3 regizori, 3 ani, 9 spectacole, pentru că conceptul acestui proiect este să invite 3 regizori aici la Galați, 3 regizori cu merite recunoscute în branșă. Cei aleși au fost Adrian Iclenzan, Cristian Ban și Leta Popescu, o gălățeancă la origine. Ei trei vor construi în fiecare stagiune, începând cu stagiunea curentă, câte un spectacol. Primul care va începe anul ăsta va fi Adrian Iclenzan în noiembrie, cu premieră în ianuarie 2022. Va urma Cristian Ban cu o premieră prin mai 2022, după care va intra la lucru Leta Popescu cu o premieră posibilă în sfârșit de iunie, început de iulie 2022. Vor fi texte exclusiv din dramaturgia românească. Mai mult, echipele de creație ale fiecărui spectacol vor fi foarte complexe. Practic, nu va fi doar regizorul, scenograful și actorii din distribuție, ci vor fi ajutați în procesul de creare a spectacolului de coregrafi, light designer, sound designer, inclusiv dramaturgii sau autorii textelor, dacă ei sunt în viață, vor fi invitați să lucreze cu regizorii la aceste spectacole. Ele sunt noi, nu doar prin faptul că abordează exclusiv dramaturgia românească și literatura română, ci și prin faptul că procesul de creație va implica și tehnici din teatrul device, tehnici de aducere a experienței personale actorilor în spectacol. Practic, va fi un melting pot de idei, de noțiuni, de scenarii deja scrise, și din treaba asta vor ieși 9 spectacole în următoarele 3 stagiuni. Vorbim de un proiect 2021-2024 cu cei 3 regizori nominalizați anterior. O să vă dăm detalii cât mai curând, cu siguranță. Este un proiect marca Fanny Tardini din Galați sau astfel de proiecte se mai dezvoltă și în alte teatre din țară? Acesta este proiectul Teatrului Dramatic Fanny Tardini. Cu siguranță alte teatre dezvoltă. E cu atât mai interesant proiecte, cât este un proiect aici de-al nostru, da. Și sună atât de bine. Nu suntem primul teatru care se apleacă asupra dramaturgiei românești. Un proiect asemănător a avut și teatrul din Târgu Mureș, anul trecut în plină pandemie, Rodrama s-a numit și cred că continuă și acum, dar a fost destinat exclusiv mediului online, din câte țin eu minte. Noi dorim să
teatrul dorește să dezvolte spectacole din dramaturgia românească, făcând și un soi de creație colectivă. Și aceasta este o premieră pentru Teatrul Dramatic Fanny Tardini. Sperăm să, ca spectacolele rezultate să fie pe publicul, pe placul publicului gălățean și al publicului din alte orașe, dacă teatrul va merge cu aceste spectacole la festivaluri, în turnee și așa mai departe. Și sperăm să fie o provocare mai ales pentru echipa artistică, pentru că focusul conducerii teatrului este îndreptat și către actori, pentru că ei sunt nucleul teatrului, ei sunt motivul pentru care oamenii vin la teatru, regizorii vin la teatru și așa mai departe. Am început această emisiune despre pandemie, încheiem tot despre acest subiect. Având în vedere situația actuală, cei care nu pot, spectatorii care nu pot veni fizic la teatru, au posibilitatea să vadă spectacolele în online? Deocamdată nu am demarat proiectul de streaming a spectacolelor în internet din cauza dificultăților tehnice. Singura posibilitate este să obțină certificatul verde care să le permită accesul fizic în sala de spectacole. Și unde este și chimia aceea între actor și spectator, care nu se compară cu... Unde nu e bariera ecranului. Exact. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai aștept aici cu vești bune. Eu mulțumesc pentru invitație. Să ne povestiți despre planurile și despre spectacolele pe care le vor pune în scenă actorii gălățeni. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.